Dumneavoastră ați plecat de acasă cu numele Romaniuc. Da. Și spuneți că v-ați căsătorit cu băiatul lui Carp. Da. Și cum v-ați numit după căsătorie? A Marinii. Dușmașii mă grăiesc mai, dar eu nu mă pot grijesc mai. Să grăiască cât or vreme, eu încapi viața mea. Am ajuns și la primăria Ibănești, l-am găsit și pe domnul primar Romică Magopeț, iar dumnealui a fost suficient de amabil să ne ajute în a ne edifica cu privire la acest scandal de moștenire. Mă aflu în sala de ședințe a primăriei, aici s-au adunat mai multe persoane, încercăm să facem cunoștință cu fiecare dintre ei. Dumneavoastră, cum vă numiți? Mă numesc Dudu Mihai, sunt din satul Dumbrița, veșin acolo cu cazul ăsta. Sunteți rud implicat în scandalul ăsta cu moștenirea sau sunteți un cetățean din sat? Un cetățean veșin acolo cu bucată. Care cunoașteți mai bine istoria? Sunt foarte bine, foarte bine, acolo născut, crescut din tată în fiu acolo. Da, o să revenim, domnul Dudu. Dumneavoastră, cum vă numiți? Numesc Elena, sunt moștenitoarea terenului, mama mea, aici o boia de la ea moștenește terenul și eu o reprezint. A, deci dumneavoastră sunteți direct implicat în cazul ăsta și cunoașteți bine situația. O să revenim. Dumneavoastră, cum vă numiți? Siminiuc Maria, satul Dumbrăvița, comuna Ibănești, o veșină aproape cu... A, nu sunteți implicat în moștenire. Dumneavoastră ne puteți spune dintr-o zonă neutră, așa cam ce se întâmplă? Da, dintr-o zonă acceptabilă. Observator neutru. Dumneavoastră, cum vă numiți? Dragomir Viorica, din Dumbrăvița, comuna Ibănești, născută în localitate, nu plecată niciodată, nici un minut din sat, cunosc cazul de la A la Z. Da, bine, mulțumim, o să revenim și la dumneavoastră. Haideți să vedem partea asta la cei cu funcții grele. Dumneavoastră, cum vă numiți? Mihai Durofte, secretarul comunei Ibănești. De cât timp sunteți secretar? De 23 de ani. A, deci cunoașteți cazul ăsta în amănunțime, în detaliu, cum s-ar spune. Da, așa s-ar spune și... Da, că... sunteți rudă cu vreuna din părțile implicate? Nu, nu. Nu. Ei, mi s-a spus că aveți aici neamuri toată primăria, sunteți rude unul cu celălalt. A, ne cunoaștem bine, dar asta nu înseamnă că suntem rude. Da. Domnul primar Romic Magopeț, o să încerce să ne lămurească. Domnul primar, cine ați pregătit aici planșa asta din stânga mea? Bună ziua, domnule Rotundo. Bună ziua tuturor. Spuneați dumneavoastră la început că este vorba despre un scandal sau o situație mai tensionată. Din punctul meu de vedere, este vorba despre o realitate care trebuie acceptată și care a parcurs toate formele juridice corecte și legale, dar având în vedere că noi, cei din administrație, lucrăm după regulamente, după legi și după niște norme foarte clar stabilite, nu avem voie să ne abatem de la acest drum al legalității. Domnul primar, eu vă întreb un singur lucru. Cu cine sunteți rudă din părțile astea implicate în conflict? Eu sunt rudă cu toți cetățenii comunei Ibănești, toți din comună sunt familia mea. La Adam și Eva, asta știu. Pe toți îi ajut în aceeași manieră și m-am angajat ca să respect legislația și toți cetățenii, dar în acest spirit al dreptății și al adevărului, nici de cum în a
susține aprecierile negative sau personale ale uneia dintre părți care s-au justificat, repet, pe calea instanței de judecată, ca fiind incorrecte și neadevărate. Domnul primar, dați-vă aici, lângă planșa pe care ați construit-o dumneavoastră, un fel de arbore genealogic, eu o să vă dau microfonul și dumneavoastră încercați să explicați care este filiera acestor rude ce susțin care avea drept la moștenirii și care, după cum ați construit arborile astea genealogic, se pare că e cu totul o altă realitate. Vă rog. Mulțumesc tare mult. Deci, discutăm despre o solicitare a familiei Amarinei Adina. Familia dumneiei, cum spuneam, a parcurs un pas foarte important pe calea instanței. Repet, noi suntem într-o filieră foarte clară din punct de vedere al respectării legislației primărie, notar, judecătorie. În speță discutăm despre faptul că aceste persoane reclamante nu au calitate procesuală și în urma finalizării proceselor în cadrul instanței judecătorești s-a dovedit că nu au vocație succesorală. Deci, repet, pentru ca cineva să aibă vocație succesorală, trebuie să aibă în nume propriu, pentru o anumită perioadă de timp, un anumit gen de proprietate. În cazul dumnealor se constată că această filieră se întrerupe undeva. Deci discutăm de familia Carp Gheorghe, încă de la începuturile anilor 1900, a fost căsătorit cu cineva Tasia. În urma căsătoriei cu Tasia a rezultat Carp Vasile, deci au avut împreună un fiu, care la rândul lui, născut deci în 1903, a fost căsătorit cu Zamfira. Se constată că în urma căsătoriei dintre Carp Vasile și Zamfira au rezultat doi copii, Carp Adela, care e căsătorită, se numește Aicoboae, născut în 1927, și Carp Eugenia, căsătorită, îi se spune Pompaș. Deci avem o ramură pe această parte a familiei Carp. Carp Gheorghe se recăsătorește ulterior cu cineva, Natalia. În urma căsătoriei rezultă doi copii, Carp Constantin și Carp Sârbu Elena. Acești doi copii se constată că al lui Natalia nu au copii din alte căsătorii. Deci din punct de vedere al moștenirii și al proprietăților dobândite ca masă succesorală, acest lucru se oprește după Carp Constantin și Carp Sârbu Elena. Ce este important și de unde apare acest conflict nedorit de nimeni? Tocmai pentru că, cum spuneam, aprecierile persoanelor în cauză sunt pline de subiectivism și de dorințe incorrecte, deci de a câștiga proprietăți fără un drept patrimonial. Neavând copii, se constată totuși că acest Carp Constantin se căsătorește. Are două căsătorii, prima dată se căsătorește cu cineva, Saveta, iar a doua căsătorie are loc cu Amarinei Elena. Amarinei Elena fiind soacra Amarinei, doamnei Amarinei Adina. În căsătorie, deci se constată că această căsătorie cu Amarinei Elena, căsătoria are loc în 1965, iar în căsătorie Amarinei Elena vine cu un fiu Petru, care este născut în 52. Se constată foarte clar că acest copil Petru, care este soțul doamnei Amarinei Adina, este născut în 52 și este dintr-o altă relație. Deci este fiul nelegitim. Deci discutăm despre faptul că Amarinei Petru, căsătorit cu Amarinei Adina în 1970, este dintr-o altă relație. Deci la momentul căsătoriei cu Carp Constantin, pentru a avea drept, să spunem, de moștenire, trebuia să fie fiul lui Carp Constantin, dar el este dintr-o altă relație. Da, domnul primar, mulțumesc, dar haideți să clarificăm niște aspecte. În momentul de față, doamna Adina mi-a arătat două case în preajma Morii din Dumbrăvița și mi-a spus că acolo locuiesc nepoții ei sau nepoții lui Carp, care ar fi fiii ei. Cine sunt aceste persoane și cum au ajuns în locuințele respective? Da. Deci Amarinei Elena, mama lui Petru, deci soacra doamnei Adina, a fost căsătorită cu Carp Constantin. Problema este că discutăm despre urmașii acestei familii care provin din a doua căsătorie cu Carp Constantin, dar ei au calitate de urmași, nici de cum de moștenitori. Deci discutăm despre
două lucruri diferite. Una este să își câștige drept de moștenire asupra unei proprietăți în baza unor acte civile foarte clare și foarte limpezi și una este să își dorească să aibă proprietăți, dar neavând acel drept de moștenire. Ei stau acum în aceste locuințe, în aceste case, cu un regim juridic incert în sensul că nu se iei proprietari? Lucrurile sunt un pic complicate pentru construcții. Eu vorbesc despre faptul că, din punct de vedere judiciar, ei au calitate de terți, deci nu au acces la această masă succesorală. Problema s-ar fi pus un pic diferit, e adevărat, deci ei locuiesc acolo de o perioadă lungă de timp. În schimb, vreau să se înțeleagă foarte clar că au numai un drept de accesiune. Asta înseamnă că pe baza unor mărturii ale unor persoane care ar putea să justifice acest lucru, ar putea să arate că au fost de bună credință, că au construit de bună credință. În schimb, lucrurile sunt un pic diferite și dificile. Instanțele de judecat unde s-au adresat ei până în momentul de față a clarificat acest aspect? Deci să discutăm clar despre noțiunea de moștenire. Sunt niște certificate de moștenitor care au parcurs calea juridică corectă din toate punctele de vedere. Și doamna Iacoboaie este moștenitoare, am înțeles. Da, da. Ea este moștenitoare și asupra locuințelor în care stau acești copii în momentul de față? Moștenirea s-a făcut și actele de moștenitor au fost discutate și nu au fost atacate pe calea instanței de judecată. Din câte știu, mai sunt unele procese pe rol privitoare la construcții. În schimb, știu că anumite suprafețe de teren au fost câștigate de moștenitorii respectivi. Da, bun, e o problemă de ajuns de complicată. Domnul secretar, spuneți-mi, vă rog, ce documente juridice a trebuit să elibereze primăria sub semnătura dumneavoastră care să fie folosite în această dispută asupra moștenirii? Pentru că doamna Dina vă acuză că ați emis o serie de documente false, că ați inventat niște moștenitori, că aceasta Iacoboaie nu există, că ați adus-o dumneavoastră nu știu de pe unde și că toate aceste lucruri s-au petrecut pentru că sunteți aici o clică de rudenii. Dumneavoastră rudă cu primarul, rudă cu Iacoboaie, rudă cu notara Dorina Teodorescu, rudă cu avocata care o a avut-o ea, rudă cu judecătorul, rudă cu procurorul și până la urmă m-a scos și pe mine țapii spăși și că am venit să astup aici toată măgăria asta. Da, posibil, posibil să inventeze orice. Deci, în legătură cu rudenia, nu e nicio rudenie și asta se justifică numai cu acte. Ceea ce nu înțelege ea, pentru că și în cazul de față, deci tot e vorba de rudenie care s-a justificat cu acte. Deci, Carp Vasile a fost justificat la notar cu acte, și tot arborele de acolo cu acte de stare. Adică tot ce ați eliberat dumneavoastră documente sunt documente oficiale și nu altfel. Eliberăm de la primărie doar o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale. Deci noi sesizăm notarul că există un defunct și cu niște moștenitori pe care ne-i aduce la cunoștință declarantul și aia îi înscriem în... Nu stabiliți dumneavoastră moștenire și nici cine sunt moștenitorii. Asta. Deci noi identificăm bunurile care sunt... Da, am înțeles, domnul secretar. Da, e limpede, e limpede. Gestionează notarul în sensul că va verifica... Da, știți cumva notara Dorina Teodorescu îi rudă cu cineva de aici, din primărie? În mod cert, nu, da. Da, bine. Atunci îi căutăm o rudă. Haideți să încercăm să dialogăm cu cel care reprezintă moștenitorul. Deci, doamnă, dumneavoastră reprezentați pe doamna Iacoboaie, am înțeles, care are acte de moștenire asupra celor proprietăți din satul Dumbrăvița, care au și la rândul lor o proveniență de ajuns de încurcată în ceea ce privește lanțul sau arborile genealogic. Hai, explicați dumneavoastră momentul de față. Pe ce sunteți proprietari, adică pe ce este proprietar doamna Iacoboaie și de unde e conflictul cu Adina? Mama e proprietar pe tot terenul de la Carp, că este de la tata ei, ăștia fiind unchii care au rămas pe teren, și mama prin acte a dobândit toată moștenirea este ei și terenul de sub case, care am plătit impozit. Da, deci e moștenitoare pe toate suprafețele alea de teren, cu excepția imobililor. Da. Și terenul de sub casă, din hotărâri, tot al lui mama este. Deci casa în care stau copiii, nepoții sau... Terenul lui mama. Și în condițiile astea, cum vedeți dumneavoastră că s-ar putea rezolva problema? Decât unul are casa, altul terenul.
decât să mergem la teren, dar sunt foarte violenți și nu putem intra pe teren. E tot da. Ați făcut introducerea într-un alt aspect al reportajului meu și acum vreau să stau de vorbă sub acest aspect cu cei care sunt observatori neutri. Deci, dumneavoastră nu sunteți implicat în acest scandal, sunteți un cetățean al satului Dumbrăvița și cunoașteți bine familia Amarinei. Mi s-a spus în documentarea pe care am făcut-o sâmbătă, săptămâna trecută, mai multe persoane din sat mi s-a spus că această familie este una puțin violentă și că doamna Adina nu prea a avut stabilitate în căsătorie. I-a plăcut așa să fie cam văpăiată, ca să nu spun altfel. Corect, corect. Dumneavoastră cum o vedeți? Hai să vă spun de la capăt. Doamna Adina împreună cu fiii ei au format un nucleu și pe puterea vocației și a agresiunii casa normal și normal unde stă Amarini Marian este casa lui Carp Costică. Să mergeți să o filmați. Am filmat-o. Jumătate din casă este crapată așa. Asta și este în spate către nord, către drum. E făcută de dânsul, iar fața unui locuiește el personal. Așa este casa veche, are 70 de metri. Sunt în registrul agricol al primăriei. Domnul Duda, am înțeles. Deci ei au casa, terenul are doamna Iacoboaie. Problema mine mă interesează de comportament, de modul în care o privește satul. Urât. Hai să vă dau un exemplu. Cu moștenitorii racul de alături îi ține abuziv vreo 3 ani de pământ. Are și gardul și chestia. Nu ți poate băga. Cu moștenitor, cu proprietarul de la moară. Vai de capul Dumbrovoschi lui Șica a avut 50 de ani de pământ în spatele casei. O mâncat, o nu-i gheata femeie plângând la primărie, domn primar. Deci în conflict cu mai multe persoane din sat. Dar oricu cine, dacă ferească Sfântul, m-am uitat când trec pe drum, așa mă neațam la poliție. Dar e adevărat că i s-a dus vestea până pe la Botoșani? Nu la Botoșan, cred că și la Suceava și la București, nu mai știu pe unii. Eu cel puțin o cunosc din 70 de când și o cunosc mai înainte. Dar eu mai avut o aventură în afară de carpă ăsta cu vreo 2-3 bărbați în plus? Nu, asta Dumnezeu să o știe. Cine știe și trebuie o avute. Asta, nu, da. Nu e important aspectul. Nu e important, e important abuzul ei. Și acum femeia vrea să meargă la teren. Asta s-a dus, o arată, o samanat, care vine, s-a dus. Da. Bun, am înțeles, comportamentul ei este de ajuns de violent și al familiei respective. Haideți, doamnă, și dumneavoastră v-ați declarat observator neutru. Dumneavoastră, cum priviți familia asta? E foarte agresivă, foarte agresivă. Noi am cumpărat 21 de ani de la Aicoboaie Adela și noi suntem proprietari, avem acte și ei intră, ne bajucurește, bajucurește fetele, bajucurește bărbatul, mă bajucurește și pe mine, că este foarte, foarte, foarte agresivă. Foarte, foarte agresivă. Din punct de vedere omenesc. Dacă ziceți că ați cumpărat și aveți documente, deci documente, poftim. De ce nu ați apelat la autorități să vă pun în proprietate și să interzică ei de a se mai implica? Am pus, ne-o pus în proprietate, dar e totuși vrea abuziv. Nu vă recunoaște dreptul de proprietate? Dumnezeu, nu. E mare și tare. E... Dar de ce credeți că atâta lume e împotriva lor? Nimeni nu... Dar nu e, noi suntem, nu-i lumea împotriva lor. E, vrea... Ei sunt împotriva lumii. Păi cum adică? Matale, ți-o microfonul deși și spune că e eu sau ia Matale? Cu ei, nu, e televiziune. Păi așa. Așa e și pământul. A lui Iacoboaie Adela și pământul ei poate să facă o șușe. Nu? Eu așa cred. Ne-l-a vândut mie și acum e și el. O interesează de unde am eu pământul cumpărat. Da, bun, am reținut. Dumneavoastră, domnă? Da, eu sunt vecină acolo de cum a venit chiar Amarini Elena cu Amarini Petru. Ei s-au căsătorit și au pus stăpânire pe tățatul. Că și ala e așa, că și ala e așa. Eu au vrut să se împroprietărească exact când intră Ariș într-o casă și scoate lumea din casă și să rămâie proprietară. Nu are niciun drept din nicio culoare, dacă mă înțelegeți. E de la Rogojești, nici nu-i din satul nostru născut. Eu acolo sunt născută, acolo am crescut, nicăieri n-am plecat. Am și eu 3 copii, dar nu i-am pus să forțeze lumea să îndeie cu forța averii. Eu am muncit și ne-am făcut. Eu au pus proprietate la Carp, dincolo la Racu, ei s-au judecat de când o căzut colectivul și nu mai este colectiv, ei vrea să rămâie proprietar. Domnule, și eu am avut
un vecin care a avut pământ în spatele casă. Cât am fost și am lucrat la colectiv, l-am ținut lot personal. Cum n-am mai lucrat la colectiv? Da. Bun, am reținut, doamnă. Deci e conflictuală, doamna Adina. E foarte, o femeie greu să o lămuri. De lămurit, foarte. Ei, lămuriți-o dumneavoastră satul. Nu avem ce să lămurim noi dacă nu au lămurit-o legea. Gura satului nu poate lămuri un om, doamnă. Doamnă, domnul meu, știți cât este de agresivă și de violentă? Că e gata. Am simțit-o pe pielea mea, lăsați. Da? Bine. Domnul primar, ea mi-a invocat faptul că a depus mai multe reclamații la poliția de aici, că i s-au tăiat niște pomi, că i s-au distrus niște bunuri de pe lângă casă, un gard și nu știu mai ce spunea ea. Și că poliția de aici ar fi și ea rudă, nu știu cu cine, că nu a închetat cazurile, nu a luat niciun fel de măsuri. Cunoașteți ceva în sensul ăsta? Nu, eu mă bucur că am prilejul să spunem lucrurilor pe nume și acest reportaj este foarte important pentru toți locuitorii, tocmai pentru că lămuresc anumite aspecte. Noi cei care lucrăm în administrație, repet, ne bazăm pe legislație. Solicitările oamenilor sunt diverse. Obiectivul nostru principal al administrației locale, al primăriei, care este o instituție juridică de drept public, arată foarte clar că suntem în sprijinul comunității și problemele oamenilor trebuie să fie rezolvate. Repet, atâta timp cât solicitările sunt incorrecte, ele nu pot fi rezolvate. În speță, deci doamna Amarinei, atâta timp cât este îndreptățită, instituțiile statului funcționează și problemele sunt rezolvate favorabil. Dacă solicitările dumneei sau a oricui cetățean din comună nu sunt corecte și nu sunt fundamentate pe o bază reală, în mod firesc, instituțiile statului nu pot să dea dreptate în mod incorrect, fără o bază legislativă judicioasă. Da, v-am înțeles, dar domnul polițist de aici, Târnăuceanu, dacă am reținut bine numele dumnealui, e și el rudă cu cineva? Nu, deci nu este niciun grad de rudenie, nici între notar, nici între primar și judecător, nici între judecător și polițist, nici între secretar și polițist. Deci lucrurile astea sunt aprecieri personale ale doamnei care nu au o justificare, repet, temeinică. Și trebuie să înțeleagă toată lumea că nu prin violență, nu prin ceartă se pot impune anumite reguli, ci numai respectând cadrul legal care reglementează foarte clar fiecare situație. Da, mulțumesc, domnul primar. Important este, ce vreau să mai spun la final, vreau să punctez foarte clar că supunerea noastră a tuturor trebuie să fie față de lege. Și vă mulțumesc. Da, și eu mulțumesc. Dumneavoastră ați plecat de acasă cu numele Romaniuc. Da. Și spuneți că v-ați căsătorit cu băiatul Lucarp. Da. Și cum v-ați numit după căsătorie? Amarini. Stimați telespectatori, ați putut lua cunoștință din reportajul de față cât de complicată este situația doamnei Adina Amarinei. Dumneai, în dialogul pe care l-a avut cu mine, a încercat pe cât posibil să-și prezinte situația în avantajul dumneai. Firesc, de altfel, pentru că oricine dintre noi ar fi încercat același lucru. Numai că atunci când se ajunge în fața instanței de judecată, lucrurile nu le mai poți manipula. Pentru că judecătorii, procurorii au o altă viziune asupra a ceea ce sunt chemați să stabilească de partea cui este adevărul. Iar doamna Adina încearcă să-și acopere această lipsă de calitate procesuală, de calitate de a se implica în dreptul de moștenire, acuzând în stânga și în dreapta pe toată lumea de grade de rudenie, de formarea unei clici care ține cu tot din adinsul ca fiii ei, nepoții ei să fie dezmoșteniți. Primarul a prezentat un arbore genealogic de ajuns de concret, bazat pe actele existente la starea civilă a primăriei și acest arbore genealogic ne-a demonstrat că undeva între actuala Adina Amarine și ceea ce pretinde ea ca drept de moștenire în numele copiilor sau nepoților este undeva întreruptă filiația. Apărând această ruptură de arbore genealogic, desigur că drepturile de moștenire se mută pe o altă aripă a familiei Carp.
În asemenea condiții, ea totuși vrea să fie părtașă la averea ce a rămas de pe urma soțului. Însă viața ei a fost o viață zbuciumată, iar în familia ei s-au produs o serie de combinații care nu de fiecare dată au fost legalizate din punct de vedere al stării civile. De unde și această încurcătură de drepturi de moștenire. Instanța de judecată chemată să facă dreptate a fost și ea de ajuns de circumspectă și a dat soluțiile în raport de documentele care s-au depus la dosar. Însă doamna Adina acuză până și propriul său avocat pe care l-a angajat, care fi rudă cu această clică ce ține neapărat ca ea să nu aibă parte din moștenire. Cum vă spuneam, situația este de ajuns de complicată, mai ales că actualii ei fii, care locuiesc pe cele două proprietăți ce au fost filmate, sunt, culmea, proprietari pe case, pe imobil, dar nu sunt și proprietari pe teren. O altă latură juridică de ajuns de complexă și greu de rezolvat pe calea unui proces civil, ea va putea fi rezolvată mai mult pe calea amiabilă, pe calea înțelegerii între rude. Dar se pare că această înțelegere, această cădere de comun acord nu este posibilă, pentru că doamna Adina are o fire cam rebelă și este greu de făcut pace cu ea. Închei acest reportaj fără a putea spune de partea cui este dreptatea. Și închei cu curiozitatea firească de a afla mai târziu totuși cui a împărțit dreptate instanța de judecată. Pentru că, într-adevăr, situația este atât de complexă încât numai un judecător cu puternică și adâncă înțelepciune și cu multă dorință de adevăr va putea stabili de partea cui este dreptatea. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 19.